gata. Păi n-am pus să băgăm un pic de motorină. Parc. Diesel. Fraților, astăzi fiind sâmbătă ca de obicei, hap, am plecat spre o nouă destinație. Mergem la un nou road trip. Nu vă spun prea multe, vă las să vă uitați ca să vedeți ce și cum. 15, 16, 17, 18. Ia să vedem, îi dăm 30 fix, ia. Oh, l-am sărit capra, bă. I-am dat mai mult de 30 de zi, nu. Hai să băgăm pompa la loc cu ei. Ursuleanu. Închidem ăsta. Ia zi. Cât scumură de bine. Am luat cafelele aici. Cafeluțele ca de obicei. Sunt 2000 și una mare. Ai pus și zahăre? Da. Zahărele? Miami, man. Dar un bățul. Stai seama ce putere am. Cum face asta ca pe aici? Să mulge vaca acum. Uite că se uită lumea urât pe noi. Nota de plată, frate, 35,7. Ba, 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 ba. Asta e a mea, mă? Ce avea, mă, era turbat? Da. Avea figuri în cap? Era... Dacă eu vreau să-mi iau 3 cafeluțe, ce treabă avea? Ce? Un disperat aici. Era o domnișoară aici. Da. Uite bolovanii. Am înghețat. Dați acum repede, like. Părțim și ciocănim spre Mamaia. Suntem toți aici, am luat vreo 3 km de parizer. Niște cașcaval, 3 baghete. Facem niște sandvișuri că e criză, e carantină. Cafeleanu și părțim spre Mamaia. Iala, see you pe traseu. Eu vreau că mă duc cu ele. Japonia! Like, familie, vă iubim și vă mulțumim! Hai, Iubirico, dă drumul la fundal. Păi, ce tare notate, ai zis că scos melodie. Nu mai scot melodie, lasă așa fără melodie. Eu nu mai scot melodie. Da? Haide! Opale! Opale, bale! Balé, balé. WhatsApp. În sfârșit am ajuns. În locul cu pricina. Deocamdată nu vă spun cum se numește. Vă las să vă uitați la, a? Cum se numește aici? Turcia. Suntem în Turcia. Hai să vă zic, mă, suntem în Turcia. Undeva lângă Bormov. La unde? La vreo încă 100 de kilometri de Bormov. Undeva departe. Am făcut 4 ore până aici. Super marfă deocamdată, dar abia am ajuns. După mult drum și mult chin. Frate-mi pe paleză.
Țineți aproape aici, vedeți că m-am gandere de alea de vânzare. Dacă e, sunați-mă că e tineo. Băi, fraților, îmi pregătisem un text, dar când am ajuns aici, ce crezi, l-am uitat. S-a ales praful de el. Când am văzut view-ul ăsta, imaginea asta super marfă, aș da un pic mai jos ca să fiți în cadru. S-au adus toate ideile, tot ce aveam în cap. Ideea este în felul următor. Dacă vrei să ajungi aici, trebuie să cauți pe Google Map Turkey. Turkey Beach. Este la 200 de mile de Londra și face în jur de 4 ore, cam așa. Până aici este destul de obositor drumul, dar super marfă. Pe parcursul drumului ai o grămadă priveliști. Super, super tari, super tari. Am rămas fără cuvinte. Pentru prima oară în viață am rămas fără cuvinte. M-am îmbolnăvit de nervi. Exact așa. Exact așa. Cel puțin partea asta aici cu haraburul ăsta, harababura asta de aici, de vapoare și de bărculițe și de ce dracu sunt toate astea de aici. M-au ucis la suflet. Trebuie să mergem sus pe unde sunt casele alea pe acolo. Uite mai sus, mă. Pe acolo, așa, pe acolo. Pe acolo trebuie să mergem, sunt niște scări super marfă și putem să urcăm pe ele până sus. Hai să vedem ce și cum. Opreți un pic filmare. Ca să vedeți că nu numai noi românii suntem vai de viața noastră și de fiecare dată când ne ducem undeva, aruncăm toate alea în apă. Uite aici un englez civilizat care face curățenie la locul în care a pescuit și aruncă cutia și conservele în apă aici la priveliște. Ia uite. Da. Ai, soartă. Deci, ăștia suntem. Uitați-vă jos la apă, frate. Uitați-vă la apă acolo, cât de clară e, cât de curată e și nebun la cap și în ce fel. Ce culoare are, dar nu... Îți vine să te duci, să te arunci în ea, să și bei, să sari în toate direcțiile în apa asta, atât de albastră e și de curată. Super tare e și nebun.
Păi, fraților, ce a fost mai ușor de văzut, am văzut. Acum începe partea cea mai dureroasă. Trebuie să mergem pe niște scări, trebuie să urcăm pe niște scări și vă arăt imediat, mamă, ce tare se aude de la ăla cu aia. Vă arăt imediat unde trebuie să ajungem. Ia uite și... Fii uite aici. Urcăm pe scările astea. Pac, 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 pac. Și să ajungem undeva sus, acolo. Și sunt o grămadă de scări de urcat. Și am început, gata. Am început să urcăm. Deja, mai năchelie, e transpirată grav. Fii atent aici. Sunt o grămadă scări, frate, o grămadă scări sunt de urcat. Uite și cum se duc în toate direcțiile. Să ajungem sus pe acolo, trebuie să ne plac cu pacea pe acolo. Pauză, bă, pauză, nu mai pot. Da, să vă arăt cât am urcat. Și uite scările pe unde am venit. O grămadă. Era să-mi rup gâtul pe scări. Și acum vine aia de profil, așa, de profil cinematic. Mamă, ce nu știu să vede. Flașcă, bă, flașcă, nu mai pot. Super cald, super marfă. Vreau să vă arăt o treabă. Ia uitați-vă voi înainte încolo. Așa. Țineți-vă respirația. Și coborâți o dată cu camera mea, da? Oh! Unde ai ajuns, boacă? Miami, mami.